Conducerea NAF a dispus continuarea implementării măsurilor de protecție a contribuabililor și a angajaților care sunt în totală concordanță cu recomandările specialiștilor în sănătate publică și normele generale de apărare împotriva infectării cu noul coronavirus SARS-CoV-2. Măsurile adoptate sunt necesare în scop preventiv, dar și pentru desfășurarea activității în bune condiții pentru toți cei implicați. Astfel, angajații vor purta în mod obligatoriu măști de protecție medicale, non-medicale, mâinile vor fi igienizate ori de câte ori este nevoie, vor fi monitorizate stocurile de materiale de protecție la nivelul tuturor structurilor ANAF, fiind alimentate permanent. Rămân amplasate covoare dezinfectante la intrarea în fiecare unitate fiscală și dispensere cu substanțe dezinfectante. Punctele de acces în unitățile fiscale sunt dotate cu măști pentru vizitatori și soluții pentru dezinfectarea mâinilor. Se menține programul de lucru decalat pentru evitarea aglomerărilor la intrarea-ieșirea din incinta unităților fiscale și pentru limitarea numărului de angajați prezenți în același timp în aceeași incintă. Se va extinde utilizarea semnăturilor digitale la nivelul aparatului propriu și al structurilor teritoriale ale ANAF. Procesul de digitalizare a instituției este accelerat în vederea extinderii capacității de furnizare online a serviciilor ANAF. Vor fi înființate temporar camere de primire destinate vizitatorilor, ghișeele, casierile vor fi protejate cu plăci de plexiglas, este limitat și pe perioada stării de alertă accesul în cadrul spațiilor destinate contribuabililor, astfel încât să se evite crearea de cozi, aglomerație, stabilindu-se o distanță de cel puțin 1,5 metri între persoane. Pentru gestionarea prevenirii răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2 se vor adopta noi măsuri sau vor fi menținute cele existente în funcție de evoluția situației, care este monitorizată permanent.